Doamnelor și domnilor, vă așteptăm și mâine, sâmbătă, în cea de-a doua zi a Festivalului Național de Teatru, în sălile de spectacol. La ora 5 veți putea vedea la Teatrul Național din București un spectacol al unui tânăr regizor, Bobby Pricop, cu o experiență destul de importantă în lumea teatrului și cu o echipă de profesioniști de la Teatrul Național din București. O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopții. Nu merită ratat. La Teatru Bulandra, la ora 18, vă așteptăm cu spectacolul Carusel, o adaptare a lui Andrei Șerban după piesa Lilium, un spectacol cu totul antrenant, foarte special, care vă va aștepta încă din foaier, cu mare actor, dacă ar fi să ne gândim doar la cunoscutul Vlad Ivanov. Tot la Teatru Bulandra veți putea vedea spectacolul Marmură, al filozofului Brodsky, în regia lui Iuri Cordonski, cu Marian Râlea și cu Victor Benjuc. Nu merită ratat absolut deloc această performanță excepțională. La Teatru Metropolis veți putea vedea a 12-a noapte de Shakespeare, în regia lui Victor Ioan Frunză și trupa lui extraordinară, cu actori 1 și 1. Deloc în ultimul rând, la Teatru Național, la ora 19, fresca după un basm chinezesc al coregrafului Angelin Preljocaj, aflat la București cu toată trupa sa. Seara la Godot Cafe vă dau întâlnire cu o tânără de viitor, Ilona Brezoianu, fata din Curcubeu, în regia și după textul Liei Bugnar.